Bună ziua, stimați reprezentanții ai Mass Media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și ați venit la această conferință de presă, organizată imediat după ședința Guvernului de astăzi, în cadrul căreia au fost aprobate mai multe acte importante, dintre care două acte importante sunt ale Ministerului Educației și Cercetării. Aș începe în primul rând cu hotărârea de guvern cu privire la planurile comandă de stat pentru admiterea în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2022-2023. În instituții de învățământ superior din Republica Moldova, cu finanțare de la bugetul de stat, vor fi admiși 8732 de persoane în acest an. Hotărârea prevede următoarele. La studii superioare de licență și studii superioare integrate este planificată admiterea la 26 domenii generale de studii a 5307 tineri. Se va majora numărul de locuri bugetare pentru domeniile științe ale educației și asistență socială, arte, în contextul lansării celor trei specialități noi, producție multimedia, designul jocurilor, animație, precum și pentru domeniul tehnologiile informației și a comunicațiilor, inginerie, arhitectură și altele. Se prevede de asemenea admiterea 2864 de candidați la studii superioare de master, cu accent pe domeniile prioritare ale statului. Comanda de stat pentru anul de studii 2022-2023 la ciclu 1 de licență și ciclu 2 master susține prioritar domeniile științe ale educației, oferind 2094 de locuri, circa 26% din totalul locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, inginerie, tehnologii și arhitectură, 1708 locuri, circa 21% din totalul locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, 845 de locuri, aproximativ 11%, medicină, pentru care sunt prevăzute 915 locuri cu finanțare de la bugetul de stat, circa 11%. La studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea 455 de persoane, dintre care 435 la rezidențiat și 20 la secundariat clinic. Studiile de rezidențiat fiind obligatorii pentru formarea profesională a medicilor și farmaceștilor. Hotărârea de guvern prevede 106 locuri bugetare pentru admiterea la studii a cetățenilor străini, dintre care 76 de persoane la studii superioare de licență și 30 persoane la studii superioare de master. În acest fel, vom onora obligațiile Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări și vom motiva studenții străini să continuă studiile universitare în Republica Moldova. La concursul de admitere 2022 au dreptul să participe deținătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii profesionale, diplomelor de studii superioare sau ai unui alt act echivalent de studii, precum și candidații care dețin acte de studii eliberate la absolvirea învățământului mediu general. Tot în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului a fost aprobată hotărârea cu privire la reorganizarea prin fuziune a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării, precum și modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Această hotărâre de Guvern este rezultatul dezbaterii și deliberării publice. În toată această perioadă am avut nenumărate discuții cu cadrele de conducere, studenții, profesori, cercetători, am tras toate concluziile necesare care ne-au permis să ameliorăm varianta originală a hotărârii. Concluzia esențială și care ne-a condus la aprobarea acestei hotărâri este că facem ceea ce trebuie și că marea majoritate a oamenilor înțeleg necesitatea acestei schimbări. Au fost și oameni care s-au opus, dar din păcate nu au adus niciun argument în afară de argumente politicianiste. Voi menționa câteva dintre prevederile principalele reglementări. Universitatea de stat din Moldova se reorganizează prin fuziunea cu Academia de Administrație Publică și cu 13 instituții de cercetare conectate la programele de studii superioare de licență, master și doctorat ale USM. Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin fuziunea cu Universitatea Agrară de stat din Moldova și 3 institute de cercetare cu scopul de a consolida sectoarele strategice ale economiei naționale, preponderent inginerie și științe agricole. Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă din Chișinău se reorganizează prin fuziunea cu Universitatea de stat din Tiraspol, Institutul de Științe ale Educației și Institutul de Formare Continuă.
Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin fuziunea cu Institutul Național de Cercetări Economice. Calitatea de fondator al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și al Institutului Patrimoniului Cultural se transmit de la Ministerul Educației și Cercetării la Ministerul Culturii. Hotărârea de guvern aprobată mai prevede că în termen de 6 luni, Ministerul Educației și Cercetării, de comun cu acord cu Ministerul Afacerilor Interne, în scopul consolidării pregătirii cadrelor pentru securitatea națională, va înainta guvernului cadrul de reglementare a fuzionării altor două instituții de învățământ superior, și anume Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne și Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Fiecare instituție publică de cercetare și inovare absorbită și va păstra până la 31 decembrie 2023 structura organizatorică de cercetare autonomă și nivelul de finanțare limite cheltuielor aprobate pentru fiecare proiect de cercetare în implementare la data intrării în vigoare acestei hotărâri care a fost aprobată astăzi, inclusiv finanțarea instituțională. Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați în instituțiile publice absorbante, cu respectarea prevederilor legislației muncii. Studenții matriculați conform programelor de studii superioare de licență și master sau doctorat din la instituții de învățământ superior absorbite vor fi transferați în instituții de învățământ cu care fuzionează, la aceleași programe de studii superioare și cu aceleași taxe stabilite anterior. Transferul acestora se va face până la 25 august 2022. Admiterea la studii se va realiza în universitățile absorbante. Esența acestor schimbări este repunerea universităților și institutelor de cercetare în rolul lor originar, creatoare de excelență. Aceste schimbări împreună cu investițiile masive de peste 700 de milioane de lei care vor fi făcute, sunt convins că ne vor permite în curând să fim mândri de calitatea studiilor universitare din țara noastră. Așa cum am menționat deja pe parcursul celor 3 săptămâni de discuții publice, acest proiect de hotărâre va genera efecte pozitive la nivelul de piață a muncii, salarizare și posibilități de creștere profesională și avansare în carieră. Va contribui la consolidarea resurselor umane, mijloacelor financiare, prin redistribuirea acestora în conformitate cu programele de formare profesională orientate spre performanțe pentru pregătirea unor specialiști înalt calificați. Universitățile modernizate, având corpul didactic și de cercetare consolidat, cu cercetători performanți, vor atrage tinerii în procesul de construcție a viitorului nostru prosper, acum, aici, acasă, în Republica Moldova. În final, aș vrea să vă mai spun că prin aprobarea acestor două acte importante, Guvernul și Ministerul Educației și Cercetării își reafirmă determinarea de a întreprinde consecvent toate acțiunile necesare pentru realizarea obiectivelor majore în domeniul educației și cercetării. Acestea au fost precizările pe care am vrut să le fac. Vă mulțumesc! Eu m-am întâlnit cu toate părțile interesate pentru a discuta și a asculta propunerile pentru a fi care puteau să ducă la îmbunătățirea acestui proiect care noi l-am elaborat. Concluziile acestor discuții, fiindcă inclusiv m-am întâlnit și cu protestatari, concluziile acestor discuții vor fi că într-o scurtă perioadă de timp se vor vedea beneficiile acestei hotărâri și eu sunt convins că în foarte scurt timp protestatarii vor fi mulțumiți. Ei au solicitat să ieșiți la discuții cu protestul. De ce nu ați făcut-o? Au ieșit colegii mei, fiindcă eram implicat în ședință de guvern, au ieșit colegii mei să se discute, dar eu m-am întâlnit, când data trecută a fost protest, m-am întâlnit cu reprezentanții și am discutat. Și inclusiv cu sindicatele m-am întâlnit și cu toate părțile interesate. Și o precizare, înțelegem că două universități nu vor fi absorbite așa cum se spunea inițial. Este vorba despre Universitatea de Educație Fizică și Sport și Universitatea din Tarapina. Am înțeles corect? Corect. Este doar amânată o decizie cu privire la aceste două universități, așa cum este în proiect
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 6 luni, va veni cu o propunere de fuzionare a 2 universități, inclusiv una din ele, Universitatea de Educație Fizică și Sport. Cu referire la Universitatea din Taraclia, noi am discutat și în această perioadă și continuăm discuțiile inclusiv cu Ministerul de Educație din Bulgaria, am discutat cu ambasadorul, am avut în această perioadă de consultări publice o delegație de la Ministerul Educației din Bulgaria, cu reprezentanți din cadrul Ministerului, la care am discutat detalii tehnice, cum urmează să efectuăm această reorganizare a Universității de Stat din Taraclia. Deci ele urmează să fie reorganizate, doar că încă înțeleg că e în proces de negociere sau de discuții. Cu referire la educația fizică și sport, este prevedere clară în documentul aprobat astăzi. Cu referire la Universitatea din Taraclia, vom discuta cu autoritățile bulgare, care și-am inițiat procesul de a îmbunătăți acordul care îl avem și acolo va fi stabilit procedura care va fi făcută, dar e cel mai important, noi avem obiective comune și dorim pentru tinerii din Taraclia să desfășoare procesul educațional acolo și diversificând programele de studii care vor fi realizate la această universitate. Și ați menționat despre faptul că studenții care sunt acum în proces de studii, pentru ei taxele nu vor fi modificate, chiar, dar pentru cei care urmează să depună, adică să depună actele după ce va fi acest proces, vor fi modificări de taxe? Desigur că am menționat și aceasta este scris și în proiect, toți studenții își continuă studiile la aceleași programe, în aceleași condiții de achitarea taxei de studii. Dar cei noi care vor veni? Cei noi, universitățile. Universitățile își determină taxele de studii care sunt oferite pentru studenți. Domnule ministru, spuneți-ne, protestatarii se întrebau astăzi referitor la aceste termene de aplicare a acestei unificări a universităților. Puteți să ne spuneți care sunt termenii, sunt diferiți termeni pentru anumite instituții, veți merge gradual sau cum? Așa încât să ajungeți până în 2023-2024, cum ați spus. La prima etapă, ce ar fi? La prima etapă este transferul studenților, transferul angajaților, dar la prima etapă este desfășurarea procesului de admitere în universități, care se va începe la 25 iulie și aceasta va fi prima noastră preocupare pentru acest moment. În formula deja nouă, admiterea? Da, admiterea se va face în universitățile, în cele 13 universități care acum funcționează. Un ultim termen ar fi? Ultim termen cu referire la ce? La toată procedura aceasta de universitară. Procedura de fuziune? Da. Procedura de fuziune se întâmplă, deci sunt câteva elemente, transferul studenților, transferul personalului și crearea comisiilor pentru a asigura transferul patrimoniilor de la o instituție la alta și poate să dureze aceste proceduri care sunt mai lungi până în toamnă. Cel mai important, procesul educațional se va începe în modul corespunzător și admiterea va începe la termenul care a fost anunțat deja pentru toți studenții. Vă mulțumesc, o zi bună! Stimați reprezentanți ai media, dragi cetățeni, astăzi Guvernul a transmis Parlamentului 2 proiecte de lege importante, despre care aș dori să vă ofer mai multe detalii. În primul rând, Guvernul a transmis Parlamentului un proiect de lege privind unificarea salariului minim pe țară. După aprobarea acestei legi, angajaților din sectorul real și celor din sectorul public, li se va aplica același salariu minim. Este o decizie importantă. Până astăzi, în Republica Moldova, există 3 salarii minime diferite. Unul general de 1.000 de lei, neschimbat din 2014 și golit de sens pentru că nu este aplicat de niciun angajator.
altul pentru sectorul bugetar, care anul trecut era de 2200 de lei și care între timp a fost crescut până la 3500 de lei. Și în fine, al treilea, cuantumul minim garantat în plată în sectorul real, care a fost anul trecut de 2935 de lei și anul acesta este de 3500 de lei. Existența mai multor salarii minime făcea dificilă orice discuție publică despre rolul acestui concept al salariului minim, precum și despre corelarea dintre remunerarea minimă și traiul minim decent. Salariul minim universal va fi astfel, după aprobarea acestei legi de către Parlament, de 3500 de lei pentru toate sectoarele. Cuantumul salariului minim va fi reexaminat și stabilit de guvern după consultarea partenerilor sociali în funcție de rata medie anuală a inflației și rata de creștere a productivității muncii la nivel național. Pentru angajatorii din sectorul real, această modificare va permite să aibă o previzibilitate mai bună în planificarea costurilor cu salariații. Ne propunem astfel să avem un salariu minim pe țară de la 1 ianuarie în fiecare an. De asemenea, guvernul a transmis astăzi Parlamentului proiectul de lege privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice. După aprobarea acestei legi de către Parlament, guvernul va avea posibilitatea de a implementa măsuri de protecție socială mai eficiente pentru consumatorii vulnerabili de energie. Vreau să vă reamintesc că în perioada rece precedentă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a asigurat implementarea compensațiilor la gazele naturale și energie termică în sumă totală de peste 1,9 miliarde de lei pentru peste 600.000 de consumatori casnici de gaze naturale și peste 200.000 de consumatori casnici de energie termică. Aceste compensații au fost acordate direct în factură. Consumatorii nu au trebuit să depună cereri sau să stea la coadă. Pentru iarna următoare, crearea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice va permite să acordăm compensații în factură pentru consumul de gaze naturale, de energie electrică și sau energie termică în mod diferențiat în funcție de categoria de vulnerabilitate a fiecărui consumator casnic. În baza informațiilor din Registrul Vulnerabilității Energetice, consumatorii casnici vor fi încadrați în următoarele categorii. Consumatori cu vulnerabilitate foarte ridicată, consumatori cu vulnerabilitate ridicată, consumatori cu vulnerabilitate medie, consumatori cu vulnerabilitate scăzută și consumatori fără vulnerabilitate energetică. Criteriile pentru încadrarea consumatorilor de energie în categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi nivelul de venit al familiei sau al persoanei singure, raportul dintre cheltuielile pentru resursele energetice și veniturile familiei sau ale persoanei singure, tipul sistemului de încălzire, componența familiei și alți parametri stabiliți de guvern. Categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi utilizate pentru diferențierea sprijinului acordat prin măsurile de protecție socială finanțate din fond. Pentru obținerea compensațiilor lunare, consumatorii se vor înregistra în Registrul Vulnerabilității Energetice, un sistem electronic gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care va permite acumularea datelor necesare pentru încadrarea consumatorilor în una din categoriile de vulnerabilitate energetică. Actualmente, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu partenerii de dezvoltare, lucrează la dezvoltarea acestui sistem informațional, care va fi operațional în toamnă. De asemenea, din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice vor putea fi finanțate programe de subvenții pentru următoarele măsuri. Înlocuirea corpurilor de iluminat și sau modernizarea rețelelor electrice casnice, înlocuirea echipamentelor electrocasnice, electrice și electronice uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic, sau schimbarea ferestrelor, modernizarea sistemelor individuale de încălzire, termoizolarea locuințelor. Guvernul va stabili modul de acordare și resursele alocate anual pentru finanțarea programelor de subvenții pentru eficientizarea consumului de resurse energetice. Dacă aveți întrebări, sunt gata să vă ofer mai multe detalii. Domnule ministru, cum ne vom asigura că toată populația va avea acces la acest sistem informațional? Pentru că știm că sunt oameni la țară care nu neapărat știu cum să utilizeze aceste tehnologii? Foarte bună întrebare. Într-adevăr, există riscul ca nu toate familiile să se înregistreze în acest sistem, dar ați remarcat bine, noi ne propunem să avem un sistem universal, un registru universal care să încadreze în măsura posibilităților toate familiile.
Din acest punct de vedere, vom implica atât rețeaua de asistenți sociali comunitari, care vor ajuta persoanele vulnerabile, beneficiarii de ajutor social, de exemplu, să se înregistreze, vor ajuta pensionarii să se înregistreze în acest sistem și, în orice caz, proiectul de lege, așa cum este prevăzut astăzi, prevede încadrarea tuturor familiilor care nu vor reuși să se înregistreze într-o categorie de vulnerabilitate energetică, printr-un sistem de proxy, adică printr-un profil aproape similar cu al altor consumatori din aceeași regiune, cu un consum apropiat de cel al familiilor care nu se vor înregistra. Adică sistemul informațional va avea un mecanism de a încadra și familiile care nu se vor înregistra, dar este posibil că aceste familii vor avea o declasare cu o categorie, de exemplu, pentru că nu s-au înregistrat, ca să obținem cât mai multe informații veridice pentru toate familiile. Deci va fi un proces continuu și familiile care nu se vor înregistra la început vor avea ocazia să se înregistreze pe parcurs, însă din momentul în care vor fi acordate compensațiile, toate familiile trebuie să aibă o categorie de vulnerabilitate alocată de sistemul informațional. Când ar putea deja să fie definitivat acest sistem informațional și nemijlocit oamenii să poată deja să intre, să se pregătească pentru sezonul de încălzire, să se înregistreze? Perioada rece în Republica Moldova este de obicei definită ca perioada din noiembrie până în martie. Așa funcționează, de exemplu, ajutorul pentru perioada rece a anului. Noi estimăm că programul de compensații pentru iarna următoare va fi acordat în această perioadă, de aceea primele compensații direct în factură vor trebui acordate în factura pentru noiembrie, asta înseamnă la începutul lunii decembrie. Estimăm că familiile vor avea la dispoziție în jur de 2 luni pentru a se înregistra în acest sistem. Ne propunem ca sistemul să poată înregistra primii beneficiari pe parcursul lunii octombrie și noiembrie. S-a stabilit deja un buget estimativ pentru aceste compensații? În bugetul de stat sunt deja alocate 400 de milioane de lei pentru acest an, deci practic pentru luna noiembrie, pentru că finanțarea va avea loc în decembrie, iar pentru anul viitor, în bugetul de stat care este acum în elaborare la Ministerul Finanțelor, noi am solicitat 1 miliard de lei, cel puțin, pentru acest program, dar în funcție de nivelul prețurilor este posibil ca bugetul să fie suplimentat, așa cum am spus, iarna precedentă au fost oferite compensații în valoare de 1,9 miliarde de lei, asta pe lângă programul de ajutor pentru perioada rece anului. De aceea estimăm că la prețurile actuale, de fapt vorbim de cel puțin același buget și pentru iarna următoare. Spuneți-ne referitor la proiectul cu unificarea salariului minim. El presupune anumite costuri din partea statului, pentru statul sau guvernul este cel mai mare angajator. Sunt anumite costuri? În acest moment nu, dar dacă un astfel de proiect ar fi fost aprobat, de exemplu, anul trecut, atunci da, și am să vă explic de ce. Anul trecut, salariul minim în sectorul bugetar era de 2200 de lei, mai mic decât cuantumul minim garantat în plată în sectorul real, care era 2935 de lei. Și dacă anul trecut ar fi fost această unificare, atunci sectorul bugetar ar fi trebuit să aplice salariul minim echivalent cu cel din sectorul real. Între timp însă, prin legea bugetului și prin modificarea legii 270, salariul minim în sectorul bugetar a fost deja crescut până la 3500 de lei. Sunt anumite detalii tehnice. Astăzi, în sectorul bugetar, nu vorbim exact de salariul minim, ci vorbim despre o plată compensatorie până la valoarea de 3500 de lei. De aceea, implementarea acestei legi va avea un impact nu atât de semnificativ, dar pentru cele mai mici salarii din sectorul bugetar, iar în sectorul real, angajatorii deja se conformează acestui salariu minim de 3500 de lei. Însă, pe lângă acest proiect, eu știu că în acest moment colegii de la Ministerul Finanțelor lucrează la un proiect de creștere salarială în sectorul bugetar, care este atât de necesar în contextul creșterii prețurilor. Spuneți-ne, domnule ministru, revenind la acest proiect cu vulnerabilitatea energetică,
Dumneavoastră estimați totuși costuri mai mari pentru anul acesta, pentru anul viitor. Avem această informație că Moldova Gaz a solicitat regulatorului un tarif și mai mare, a apărut informația astăzi pe știri. Asta ar însemna o presiune și mai mare din partea bugetului, 1,9 miliarde, ați spus, anul trecut. În perioada rece anterioară. Care ar fi, nu știu, estimativ costurile pentru a cuprinde toate păturile vulnerabile? Va fi o presiune mare asupra guvernului. Cu siguranță va fi o presiune foarte mare, de aceea avem nevoie de instrumente ca să eficientizăm sprijinul. Iarna precedentă, compensațiile au fost oferite tuturor, fără diferențiere în funcție de gradul de vulnerabilitate. Anul acesta ne propunem să oferim compensațiile diferențiat, deci nu vor fi doar criterii de eligibilitate, da? Unii primesc, alții nu primesc, vor fi categorii de vulnerabilitate și respectiv sprijinul, compensațiile vor fi mai mari pentru cei cu vulnerabilitate mai ridicată. Acum, dacă este să vorbim despre costul total al măsurilor de compensații, acest cost va depinde și de prețul la gazele naturale care va fi în perioada de iarnă. Noi nu cunoaștem astăzi acel preț. Bineînțeles, vedem prețurile de pe piață, care sunt foarte ridicate, mai ridicate decât iarna precedentă, și este corect să estimăm că bugetul necesar va fi mai mare decât 1,9 miliarde de lei dacă prețurile vor rămâne cele care sunt acum. Bineînțeles că se vor putea face anumite eficientizări la acordarea compensațiilor pentru că va exista acest sistem și acest registru electronic, dar impactul prețurilor este atât de mare încât nu cred că putem să vorbim astăzi despre un buget mai mic. De aceea va trebui să identificăm surse de finanțare suplimentare, inclusiv externe, și guvernul este acum în discuții cu alte state ca să ne ajute în finanțarea acestui fond de vulnerabilitate. În proiectul de lege se presupune că finanțarea fondului poate veni și din surse externe și deja unele state și-au arătat disponibilitatea de a contribui. Știu că Ministerul Finanțelor poartă discuții cu partenerii externi pentru a contribui la acest fond. Așa cum știți, iarna trecută Comisia Europeană ne-a ajutat cu 60 de milioane de euro, ceea ce înseamnă 1,2 miliarde de lei. Deci o parte semnificativă din compensațiile de anul trecut au fost finanțate din surse externe. Vom încerca să facem același lucru și în această iarnă pentru a ne asigura că banii pentru compensații nu sunt luați din alte proiecte sau din alte programe care sunt importante pentru dezvoltarea țării noastre. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați jurnaliști, astăzi guvernul a aprobat mai multe decizii care au fost promovate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. În primul rând, o decizie vizează pregătirile noastre pentru sezonul de încălzire și aceasta este conex cu efectuarea stocurilor strategice de gaze naturale. Astăzi, în ședința Guvernului, a fost aprobat proiectul de lege privind scutirea societății pe acțiuni Energocom de garantarea, deci a fost eliberată societatea pe acțiuni de obligația de garantare rambursarea împrumutului și, de asemenea, de a avea facilități fiscale și vamale la achiziția de gaze naturale. Această decizie a fost necesară, reșind din faptul că genul de activitate a întreprinderii Energocom este furnizarea energiei electrice, furnizarea gazelor naturale la prețuri nereglementate, precum și este desemnată în calitate de furnizor central. Respectiv, acest gen de activitate presupune că întreprinderea nu are active suficiente pentru a gaja împrumutul care urmează a fi recreditat de către Ministerul Finanțelor către societatea pe acțiuni Energocom.
Iar în ceea ce privește scutirea de taxe și impozite, având în vedere că împrumutul semnat între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu acoperă cheltuieli legate de taxe și impozite, respectiv a fost și legea de ratificare a împrumutului a fost votată în Parlament săptămâna trecută la data de 7 iulie, respectiv acest proiect este conex împrumutului de 300 milioane de euro, din care o parte vor fi utilizate pentru efectuarea stocurilor strategice de gaze naturale. Un alt proiect important promovat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizează construcția drumurilor în țara noastră, drumurilor care fac parte din rețeaua transeuropeană de transport și în particular a fost votat proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții. Contractul de finanțare privind contractarea unui împrumut în valoare de 150 milioane euro. Această sumă reprezintă 50% din proiectul Moldova Drumuri 4, o altă parte, cealaltă jumătate din valoarea proiectului urmează a fi negociată cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul de astăzi, în particular cu Banca Europeană de Investiții, aferent proiectului Moldova Drumuri 4, privede efectuarea reabilitării sau construcției sau întreținerii porțiunilor de drum naționale și, în mod particular, drumul M5 pe sectorul dintre Criva și Bălți cu o lungime de 133 de kilometri. Investițiile necesare estimate pentru această porțiune se apropie de 130 milioane euro. De asemenea, o altă porțiune de drum din drumul M2, centura orașului Chișinău și, în particular, sectoarele 2 și 3, cu o lungime de circa 18 km, pe această porțiune se prevede extinderea drumului până la 4 benzi și, de asemenea construcția intersecțiilor și construcția intersecțiilor denivelate. De asemenea, o altă porțiune de drum, care face parte din drumul M3, pe sectorul de ocolire a orașului Chișinău, de asemenea, se prevede construcția unei porțiuni de drum care face parte din drumul Chișinău-Comrat-Giurgiulești, în direcția spre România, și aici este șoseaua de ocolire a orașului Cimișlie. De asemenea, pentru dezvoltarea și continuarea programelor de finanțare externe, proiectul prevede elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației de proiect pentru următoarele sectoare de drumuri. Drumul M5, sectorul Bărți-Rădeni, de asemenea, construcția sectorului lipsă între drumul național E1 și M5, pentru completarea rețelei de drumuri naționale incluse în rețeaua transeuropeană de transport, drumul M5, sectorul Rădeni-Chișinău, sectorul Budești până la frontiera cu Ucraina, sectorul Chișinău-Budești, drumul M2, drumul de ocolire a orașului Chișinău, pe alte două sectoare care astăzi nu există, de asemenea, construcția autostrăzii Chișinău-Ungheni-Chișinău-Odessa, pentru drumul M1, două sectoare, Leușeni, Chișinău și Chișinău-Dubăsari. Imediat după procedura, după votarea în guvern a proiectului de lege, urmează în Parlament să fie ratificat contractul de finanțare și pentru inițiate procedurile de achiziții, de contractare ulterioară a antreprenorilor. Al treilea proiect important promovat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizează simplificarea procedurilor de autorizare a construcției rețelelor de comunicații electronice și a rețelelor ingineriești. În particular, este vorba de un aviz, avizul generalizat al Guvernului,
avizul pozitiv al Guvernului pentru modificări la legea privind autorizarea lucrărilor de construcții și legea privind calitatea în construcții. Inițiativa legislativă din Parlament prevede că 4 tipuri de lucrări aferente construcției acestor rețele vor putea fi realizate fără certificat de urbanism și respectiv fără autorizație de construire. Aceste tipuri de lucrări sunt, cum ar fi instalarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice pe imobile și construcții, întreținerea, reparația, înlocuirea și retehnologizarea acestora. De asemenea, fără autorizare vor putea fi realizate conectarea abonaților la rețelele inginerești și de comunicații electronice. Considerăm că aceste modificări aduse la legislație vor conduce la îmbunătățirea calității serviciilor, vor crea concurență pe piața serviciilor electronice și vor fi în sprijinul și agențiilor economice și a cetățenilor. Vă mulțumesc! Spuneți-ne, aceste 300 de milioane contractate de la BEL, cum urmează ele să fie valorificate banii aceștia? Etapizat, să ne spuneți cum vor intra acești bani și efectiv pe cât vor ajunge acești bani? Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, într-adevăr, aceste 300 de milioane de euro sunt divizate în două tranșe. O tranșă de 100 de milioane de euro este destinată pentru efectuarea stocurilor strategice de gaze naturale sau achiziția din surse alternative. Această componentă, 100 de milioane de euro, devine efectivă și poate fi utilizată imediat ce legea de ratificare a împrumutului este votată. Celelalte 200 milioane euro sunt destinate achiziționării de urgență a gazelor naturale. În cazul în care vor exista limitări sau întreruperi de gaze naturale, Guvernul urmează să solicite aplicarea acestei tranșe și ea devine efectivă pentru a fi utilizată de către Unitatea de Implementare Societatea pe Acțiuni Energocom. Vă mulțumim!